Ok. În captivitate, numele le dau Andrei Mori sau medicine terminat, depinde cine este primul. Sau se poate face online să dăm nume de fii. Dar în marea deschisă, numele de fiilor este pus de mămică. În momentul în care se naște puiul de fii, femeia scoate un șir de sunete pe care puiul recunoaște ca fiind numele lui. Și la fel și ceilalți din când. Haideți să vedem ce știu să facă Cencei și Dini, alături de Dorina și de Monica. Cencei și Dini s-au născut la acuariul Beijing, China, au venit alături de noi în 2010. Cencei este născut în 2007, în 2008. Prima care vă salută este Cencei, cu salt liber. Cencei m-a lucrat cu Monica. În ocean de fini vor atinge 6 metri atunci când execută saltul în înălțime. La noi Cencei și Nini încearcă de obicei să atingă 3 metri. Nini este cea care a executat masa liberă. Ce belli, totuși trebuie să temperate deoarece va fi un lucru mare de 5 metri de adâncime. Așa cum este în vreo de fani saltat 3 metri, mai mare le-am îndurat să... Nini va lucra cu Dorina astăzi. Să învăța și pe cei mici la vară, mergem la plajă. Este un comportament natural pe care delfinii fac în marea deschisă. La noi este foarte important, deoarece este poziția în care prezintă codița, să evacuăm sânge din codiță pentru analize și de asemenea poziția în care stau pentru ecografie. Atunci când execută acest comportament, Cencei și Nini vă pot vedea în ADN. V-am spus de fiind, pot vedea și deasupra apei și masa apei. Nu se știe însă dacă văd alb-negru sau colo. Deocamdată se cercetează. Și deasupra apei nu văd totuși la fel de clar ca mare. Haideți să le vedem executând un comportament care este caracteristic unei afalit de ocean. O metodă mai